Basme în limba română. Fetele și puma. Adânc, într-o pădure luxuriantă și densă, se ascundea un sat pitoresc, ce era casa veneratului trib Auha de generații. Oh, mai e o lună până să vedem migrația păsărilor. Nu, naivule, e azi. Să urcăm dealul. Triburile Auha erau o comunitate pașnică, cunoscută pentru îndemânarea agricolă și cultura bogată. Pământurile lor erau bogate în fructe și legume, renumite în toată lumea. Totuși, existența lor pașnică era amenințată prin sosirea invadatorilor străini, căutând să le exploateze pământurile și resursele. Satul, odată înfloritor, se confrunta cu provocări. Căci modul de viață al unui trib era în echilibru. Acum, în comunitatea Auha, trăia o fată pe nume Yeri. Bună, cățelule! În ciuda provocărilor ce le înfrunta comunitatea ei, Yeri nu era descurajată. Era cunoscută pentru spiritul ei de aventură și natura prietenoasă, petrecându-și marea parte a timpului explorând pădurile. Hei, veveriță, am făcut niște mâncare hrănitoare pentru copilașii tăi. Vor crește bine. Nu, nu mulțumi. Bunica mea m-a învățat această rețetă. Odată când Yeri se întorcea acasă de la joacă, a găsit o fată care plângea. Ce e cu tine, iubire? Mi-am rătăcit! Nu, n-ai făcut-o. Ești aproape. Hai cu mine. Sunt speriată. Nu fii speriată când Yeri e aici. Să mergem. Yeri și Clara au ieșit din pădure îndată. Oh, ești rănită. Am căzut. Stai o clipă. Yeri a îngrijit bine rana Clarei, simțindu-se mai bine pe rău. Îți mulțumesc că ai grijă de mine. Care e numele tău? Sunt Yeri. Tu? Mă numesc Clara. Ți-ar plăcea să fii prietena mea și să ne jucăm? Sigur. Ne întâlnim mâine, chiar aici. Ajungând acasă, o văzu pe mama ei, așteptând-o furioasă. Unde ai fost tot acest timp? Și ce e cu bandajul ăla scârbos? Te-a ajutat unul dintre acei sătâni? Oh! Scoate-l odată! Dar, mama, mă simt liniște și înviorează-te! Ei bine, asta nu a afectat întâlnirea din a doua zi, căci Clara a ajuns prima. Ce ți-a luat așa mult, Yeri? Scuze, sunt aici acum, să mergem! Yeri și Clara se distrau de minune. Se jucau cu veverițele, căprioarele și păsările. Clara era surprinsă de cum comunica Yeri cu animalele. Ești ca alba ca zăpada. Ce e asta? Nu contează. Brusc a început să plouă. Clara, grăbește-te. Să găsim adăpost. Uite, e o peșteră chiar acolo. Yeri și Clara au mers la peșteri și stăteau acolo privind picăturile de ploaie. Wow, ești așa amabilă! Credeam că sătenii sunt înfricoșători? Intimidanți? Am auzit de toate de la voi străinii. Ești josnică! Trebuie să reconsider ce ai spus. Tocmai ai mărit la mine? Wow! N-ai fost tu! Yeri și Clara s-au întors și au văzut ceva ce nu se așteptau. Clara tremura, iar Yeri era rece. În întuneric, ele vedeau ochi periculoși. Nu unu, doi, ci trei perechi de ochi. Yeri? Vezi ce văd eu? Da.
Kerry a făcut un pas spre acei ochi. Cred că te-ai înșelat. E pe aici. Înainte ca Kerry să mai facă un pas, unul din ei s-a năpustit asupra ei. Spre surprinderea lor, era un pui. E doar un pui. E un pui de puma. Da, dar sunt pui. Nu, ei mănâncă. Desigur că o fac. Ne pot mânca. Când vor crește, acum nu ne vor ataca. Ce e asta? Asta e o puma mare. Clara, chiar mă faci să râd. S-a terminat. Asta e sfârșitul. Hei, dacă puma asta avea să ne mănânce, am fi fost cina ei când am ajuns aici. Sunt sigură că nu e bine. Kerry a atins puma. Are febră. Are nevoie de medicamente. Unchiul meu e aici. E un medic expert. Tocmai am luat ceva ierburi. Le voi zdrobi și o voi hrăni. Kerry a sfârmat ierburile, ce le luase și le-a dat pumei. Deja plouase, deja ploaia încetase și au decis să meargă acasă. Suntem norocoase că n-am fost masa pumei totuși. În fine, hai să ne întâlnim aici mâine. Să verificăm puma și copiii ei. Voi lua ceva de mâncare pentru bebeluși. Și chiar așa, Kerry și Clara au mers în peșteră și au avut grijă de puma și de copiii lor. Au dezvoltat o legătură profundă cu ei și Clara a învățat și ea multe de la Kerry. Cum ai învățat toate aceste metode? N-am învățat. Noi tribul Oua ne cunoaștem foarte bine împrejurimile. Pumele, căprioarele și acești copaci. Toate fac parte din noi. Wow! E minunat! Clara a învățat multe despre cultura Oua și despre modul lor de viață. O fascina. Clara și Kerry se respectau reciproc și au devenit bune prietene. Lasă-mă să pregătesc medicamentele. De data asta le fac eu. Ghici cine a învățat obiceiurile Oua? A doua zi, când Clara era plecată, ceva nefericit s-a întâmplat. Ai văzut-o pe Clara? I-am zis să vină la prânz. Nu? Acești săteni mi-au luat-o pe Clara departe de mine. Chiar atunci a venit tatăl Clarei. Ce s-a întâmplat? Iubitule! Ne-au luat-o pe Clara! Ce? Străinii o căutau pe Clara în toate casele din Oua. Asta i-a înfuriat pe săteni. Cum îndrăznești să intri în casele noastre fără permisiunea noastră? Întâi, asta nu e casa ta. Doi, ai luat-o pe fica noastră. Să protestezi? E ridicol. E un copil. Trebuie să rătăcească prin pădure. Fica noastră e prea civilizată să huinorească în pădure. Nu avem copilul nostru. Ba, da. Mi-ați luat copilul. Destul, nu putem suporta prostiile tale. Străinii și triburile au început să lupte. Dați-mi fica înapoi. Ți-am spus că nu e cu noi. Kerry și Clara se întorceau. Erau martore la această ceartă oribilă. Kerry a fost copleșită și nu și-a putut ține lacrimile. Kerry! Kerry s-a supărat așa tare că a fugit înapoi în peșteră. Nu mi-am văzut niciodată casa trecând prin atâtea. Chiar și bunicii mi-au zis că satul nostru e unul din cele mai liniștite locuri. Iată acum! Kerry!
A luat mii de ani ca Auha să construiască acest loc și doar o zi a schimbat tot. Cât vorbeau, Puma stătea acolo și a auzit situația. Ea a ieșit furioasă din peșteră și s-a îndreptat spre sat. Nu, nu merge acolo! Puma a sărit în haos și a răcnit tare. Mulțimea era uluită, dar străinii au atacat-o speriați. Chiar atunci... Stop! M-am săturat! Nu puneți un deget pe animalele noastre! Are dreptate! Clara! Clara? Ce făceai în pădure? Nu! Ce facem noi aici, în satul ăsta? Distrugerea comunității care a trăit pe acest pământ de veacuri pentru lăcomia noastră? Cirașa mea, te rog să stai departe de Puma. E prietena mea, tată. La fel și ieri. Nu! S-a împrietenit cu un sătean? Da, am făcut-o. Și ghiși ce? Sunt amabil față de ce mi s-a spus. Nu sunt lacom ca noi. Și sunt binevoitori în ciuda a ce le-am făcut. Nu le putem distruge pământurile doar pentru niște bani, mamă. Căci știu că dacă pământul devine nefertil, îl vom lăsa sărac și vom uita tot ce am făcut. Nu, Clara. Facem asta să-ți protejăm viitorul. Distrugeți un sat pașnic doar să mă protejați pe mine? Nu sunt naivă să vă mai cred. Știu ce făceam înainte. Și tocmai a început să aibă mai mult sens aici. Ți-ar plăcea dacă cineva ți-a strica într-o zi casa strămoșească și apoi și-o revendică el? Nu? Exact asta facem. Luăm cuiva casa. Acum spunem, cine e persoana rea aici? Era liniște absolută, dar străinii și-au aruncat armele. Clara! Nu, am asta. Eu și prietena mea, Yuri, am avut grijă de Puma și ea știe modurile de a o vindeca pe care nici nu le putem înțelege. Ei o fac din dragoste și noi o facem din lăcomie. Îmi pare rău, dar susțin spusele Clarei. Și eu! Îndată, bărbații străini și-au aruncat armele și-au îngenunchiat în semn de capitulare. Ce faci tu? Clara, are dreptate, scumpă. Am fost foarte cruzi. Îmi pare așa rău că te-am dezamăgit, Clara. Eram prea orbit de profiturile ce ni le aducea acest pământ. N-ar trebui să-ți pară rău pentru mine, tată. Trebuie să te scuzi. Bine atunci, e timpul să ne prezentăm scuze sătenilor cărora le-am pricinuit atâta suferință. Ne pare rău că ți-am făcut asta, tribul Auha. Vom pleca. Veți trăi în armonie. Și așa au făcut pace tribul Auha și străinii. Curând era timpul ca ei să plece. Prietenia dintre cele două comunități a devenit puternică în cele două săptămâni, așa că a fost un rămas bun destul de dureros. Îți mulțumesc pentru tot, Clara, și eu îți mulțumesc, Yeri. Regret că te-am desconsiderat, Yeri. Nu am vrut, măcar nu mai fac. Nu te necăși, doamnă. Mă voi asigura că o aduc în fiecare an să vă întâlniți. Chiar? Yay! Și cum a promis, o aducea pe Clara în fiecare an aici. Iar fetele se întâlneau și se jucau împreună. Satul Auha a revenit cum era. Și pentru Puma și copiii ei, vizitau satul din când în când. La cererea lui Yeri, sătenii le-au făcut o casă frumoasă în care să stea. Bun venit în satul nostru, dragi Pume! Să vă escortez în camera voastră de 5 stele! Sătenii aveau grijă de ele foarte bine și le hrăneau cu mâncare delicioasă. Pumele au trăit armonios cu ei și fericite pentru totdeauna.